Salut, astăzi ne bucurăm de trei readere. Avem Kindle Keyboard, Kindle Touch și EvoBook 2. Kindle Keyboard îl găsim la prețul de aproximativ 700 de lei în varianta 3G. Kindle Touch costă 560 de lei în varianta Wi-Fi și EvoBook 2, care costă 500 de lei. Mi-a plăcut foarte mult la EvoBook 2 că în pachetul inițial vine cu tot cu încărcător, față de cele două Kindle-uri care au doar cablu de date. Cam așa arată încărcătorul. Avem un micro USB prin care se încarcă, iar slotul este aici, fix lângă slotul de micro SD. Ca și dimensiune, este aproximativ, EvoBook 2 este aproximativ cât Kindle Touch. Este într-adevăr mult mai ușor, probabil că și din cauza faptului că varianta Touch de la Kindle are carcasă din aluminiu. De asemenea, mi-a plăcut și designul, arată fix ca o carte. Aici este butonul prin care aprindem EvoBook 2. Dacă cele două device-uri de la Kindle suportă într-un fel sau altul să accesăm internetul, EvoBook 2 nu are această opțiune, probabil că și datorită faptului că atunci când cumpărăm un reader, nu ne gândim să fim online, ne gândim să citim cărți. Cele două variante de Kindle au ca și memorie 4 GB, dintre care 3 disponibili. EvoBook 2 are doar 2 GB, dar, după cum spuneam și mai devreme, are un micro SD prin care putem mări memoria. Un alt lucru interesant la EvoBook 2 este faptul că este dotat cu un giroscop. Mai precis, atunci când intrăm într-o carte, să o luăm pe prima. Dacă mișcăm device-ul, și cartea se mișcă cu noi. Un alt lucru interesant este că putem seta astfel încât paginile dintr-o carte să se schimbe între 30 și 150 de secunde pentru a nu mai folosi cele două butoane de a schimba paginile din dreapta jos. Avem și buton de back, prin care putem reveni la meniul inițial. Toate device-urile suportă format audio. EvoBook 2 are și limba română instalată. Și cam atât despre cele trei readere de astăzi.